La masă ne-ați lăsat, la masă ne găsim iarăși, o felie cu pate, e dimineața zilei a patra și mâncarea noastră se apropie de final. Sperăm însă ca astăzi să găsim un loc de unde să realimentăm. Aici, în lungile prigoanei, deși e o zonă așa cu cabane, pensiuni, nu știu dacă vom găsi vreun magazin, vedem. Dacă nu, va trebui să tragem de noi încă vreo 40 de kilometri până coborâm la Sugag, jos în Transalpina. Așadar, avem o zi interesantă astăzi cu câteva provocări, atât de natură, de mâncare, cât și de traseu, pentru că facem o creastă din Munții Șureanu, despre care nu știu mare lucru și pe care nu prea am văzut-o umblată, dar care se anunță foarte, foarte pitorească. Iar pe final de zi, dacă avem timp, urcăm și spre Jina, pe asfalt, pe niște serpentine, foarte, foarte provocatoare. Subscribe! Haideți cu noi în aventura zilei a patra! Începe Velin să se trezească, îi dai mâncare și așa și începe să se trezească. Gata, ne vedem de pe bicicletă, că avem de tras și astăzi. A fost, nu? În sfârșit am ieșit la o zonă mai populată după tot drumul ăla de munte și de pădure pe care l-am făcut. Aici, într-adevăr, drumurile sunt foarte bune, pietruite. În spatele meu vine drumul din Tău Bistra, iar încolo se duce către Cugir, probabil către Șureanu. Iar noi vom continua pe Triunghi Albastru, pe această creastă principală pe care am început-o în spate la lungile prigoanei. Abia de aici încolo mă aștept să fie mai spectaculos, pentru că se văd multe căsuțe, cătune pe dealuri și peisaje, așa că abia așteptăm să ieșim sus și să ne bucurăm de priveliștile astea faine. Că dreapta. Vezi ce scrie pe semn? E incredibil cât de frumoasă poate să fie bucata asta. Munții Șureanu, iată că sunt trecuți cu vederea. Într-adevăr, la drumeție nu merită, pentru că te plictisești foarte tare. Însă eu mă mir că nu există mai multe informații despre trasee de biciclete pe aici.
pur și simplu toată zona e, nu știu, ca în Apuseni, ca în Poiana Mărului lângă Brașov, ca habar n-am, e pur și simplu unic, deosebit, superb, frumos. Nu mai am adjective pentru că ne-a dat efectiv pe spate. Și aici ar dreapta. Suntem în Șugag. Nimic din ceea ce e aici pe vale n-ar da niciun indiciu despre cât de frumos e sus pe munte, ce spectacol e acolo. Se pare că am coborât destul de la timp pentru că a început să plouă ușor și n-ar fi fost deloc plăcut să facem coborârea aia foarte, foarte abruptă pe pământ nisip ud. Acum suntem la asfalt și chiar dacă urcăm așa pe ploaie, la cât de cald este acum, nu știu, sunt vreo 30 de grade, nu cred că e o problemă foarte mare lucrul ăsta. Am reușit într-un final să campăm, suntem pe traseul Banda Albastră care leagă Jina de Cindrel prin Guga Mare. Acesta ne este locul. Din păcate, în seara asta n-am avut suficient noroc. Am găsit apă foarte, foarte târziu de la o fântână de aici pentru animale. Iar locul de campat, la fel, provocator, pentru că bate foarte tare vântul pe toate crestele acestea și abia am găsit zona aceasta un pic mai adăpostită după ce am sărit un gard care ține vacile departe de drum. Dar una peste alta, a fost o zi foarte faină, bucata aceea de șureanu, sălbatică, total neumblată, cu colibele acelea pe dealuri, absolut fabulos peisajul. Și dacă n-ar fi fost urcarea asta cruntă către Jina pe Transalpina, probabil că aș fi fost și eu mai odihnit. Bună dimineața de aici, de pe Banda Albastră către vârful Cindrel. E mult mai bine să fii odihnit și dormit. Nu suntem în cea mai bună formă, însă mușchii s-au mai refăcut puțin, așa că abia aștept să mergem pe traseu și să ne bucurăm de această ultimă zi de bikepacking. Mai avem cam 40 de kilometri până la punctul în care am lăsat mașina, o buclă destul de faină pe aici, pe plaiurile sibiene, și ne bucurăm din suflet că mai putem sta câteva ore prin peisajul ăsta mirific. E incredibil cât de frumoasă poate să fie România. Noi în excursia asta am străbătut tot felul de munți și tot felul de locuri, fie mai sălbatice, fie mai populate.
Și concluzia este una singură. Avem o țară foarte, foarte frumoasă, avem natură foarte, foarte deosebită și trebuie să ne bucurăm de lucrurile astea cât de mult putem. E mai bine să fie odihnit, așa că haideți la drum cât încă mă mai ține entuziasmul și să ne bucurăm de cei câțiva kilometri pe care mai avem astăzi de parcurs. Ne luăm adio de la locurile astea faine pentru că de aici începem coborârea către gura râului și aceasta se va face prin pădure pe Valea Apei. De fapt, cred că ar trebui să ne luăm la revedere, că vom mai veni prin zonă, nu? Corect. Accesele frumoase merită fiecare, nu știu, fiecare oră, fiecare zi petrecută în munții... Zonul meu? Stai, lasă-mă. Munții... Da, mă știu, am un lapsus. Era ceva cu C. Cindrel, munții Cindrel, cu vârful Cindrel, 2244 de metri. Liber? Da. Bună treabă, fratelul. Ha, rupt. Tu poți să faci dreapta și să iei de la capăt. Mai ai 5 zile la dispoziție. Trebuie să ajung la muncă. Hai la vale. Mergem. Sigur? La treabă. Sigur? Că a fost foarte fain. Asta ne-a fost tură, oameni buni. 300 de kilometri, 5 zile, vreo 8000 de metri urcați, 4 munți. Doi oameni suntem morți. Rupti. Dar a fost foarte, foarte fain. Ne vedem la următorul episod. De pe munte cu bicicleta sau împreună cum am făcut acum. Vedem și aia e. Bate palma că hai și ce trebuie. Well done. Pa. Nu uitați să vă abonați. Foarte fain canal. Neapărat. Nu ratați niciun video, trasee, munte, bicicletă, tot ce trebuie. Aici, stânga jos.